începem? Da. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. Întâlnire dispoziția articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea la numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 23 ianuarie 2018, ora 13, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4, anul 2017, al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiatorul primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 31 din 11/11/2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificări și completările ulterioare, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciul de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurate în anul 2018 de beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Diverse. Domn președinte, comanda la dumneavoastră. Sunt de toate pe telefoanele. Da? Domnilor, iar mă bucur că am luat în coordonare această ședință. Cu acest prilej vă transmit multă sănătate, înțelegere și să ne ducem la bun sfârșit cu ce ne-a investit lumea, cu ceea ce ne-a investit. Noi să fim sănătoși, să ne înțelegem și să fie treaba bună. Cum a fost și anul trecut, să fie așa și anul acesta. După cum ați văzut, tematica, ne-a prezentat-o tematica acestei ședințe de astăzi, ne-a prezentat-o domnul primar. De aceea, cu îngăduința domniei sale, o să-i dăm cuvântul. Da, să punem la vot ordinea de zi. Da, ordinea de zi. Cine este pentru? Mâna sus. Așa. Acum să punem la vot proiectul de hotărâre. Procesul verbal. Da, proces verbal din ședința de data trecută, după data de 19 decembrie, parcă. Cine este pentru? Mâna sus. Așa. Și acum dăm cuvântul domnului primar să ne susțină primul punct din ordinea de zi. Raport privind inițiarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4/2017 al Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 anul 2017 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoare din legea numărul 273/2011, așa cum a fost modificată din legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel, puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 4 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Acest proiect de hotărâre este supus în atenția dumneavoastră trimestrială, iar pentru că se referă la ultimul trimestru al anului 2017, veți putea constata că în anexa 1, secțiunea de funcționare, coloana procent 100%, majoritatea au depășit procentul de 100%. La cote și sume defalcate din impozitul pe venit, impozite și taxe pe proprietate, sume defalcate din TVA, taxe pentru utilizarea bunurilor, venitul din proprietate, venitul din prestări servicii, amenzi, penalități și confiscări, taxe speciale. Cu privire la celelalte secțiuni, procentul este între 80 și 99%, cu excepția impozitului pe venit, provenind din transferul proprietăților imobiliare, unde avem un procent de 49% încasat față de ceea ce era prevăzut
pentru anul 2017. În anexa 3, secțiunea de dezvoltare, remarcăm procente cuprinse între 53 și 99%, justificarea procentelor scăzute fiind dată de preconizări mai mari de subvenție de la bugetul de stat, exemplu, finanțare PNDR-ul. Având în vedere aceste considerente, te rog analiza și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnul președinte, da, mulțumim frumos. Dăm cuvântul domnului Tudor, fiind responsabil la Comisia Buget. Da. Deci Comisia a analizat instituția bugetară în trimestrul 4, așa cum a făcut de fiecare dată la încheierea trimestrului. Sumele sunt în anexe pe care noi le-am consultat. S-au încasat bani cu moci. Nerealizările, a explicat și domnul primar, s-a prevăzut la câteva puncte că se vor aduna bani mai mulți. Nu au fost de unde. Asta nu a afectat prea mult execuția bugetară. Avizul comisiei este pentru aprobarea proiectului. Da. Dacă are cineva de spus completări, întrebări, dacă nu supunem la vot acest punct, cine este pentru, mâna sus. Cineva împotrivă? Vom merge mai departe. Rugăm pe domnul primar să ne prezinte tematica punctului 2. Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, din adresa numărul 9 din 10 ianuarie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației motivat de prevederile ordonanțele Guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare. Necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a programului operațional de infrastructură mare privind extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, după cum urmează. Pentru județul Bacău, 400.000 lei, pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău, 400.000 lei, pentru localitățile de rangul 3, cumprinse în proiectul extindere și modernizare sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei, Slănic Moldova, 3.000 lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 lei. Având în vedere faptul că Buciumul este o comună ce face parte din ultima categorie, însă suntem membru fondator la înființarea ADIP, avem obligația ca anual să plătim cotizația la patrimoniul acestei asociații. În aceste condiții am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care vă rog să-l aprobați în formă prezentată. Noi dăm 100 de lei. Da. Domnul Tudor, vă rog să dați răspuns la acest punct, dacă sunt probleme sau nu. Probleme nu ar putea să fie, pentru că hârtirile care le-am făcut și care le-am văzut acolo, anexele toate, corespondența, cred că costă exact cotizația noastră, deci 100 de lei, e o sumă modică, costă mai mult hârtirile și corespondența. Da. Avizul favorabil. Da. Supunem la vot. Cine este pentru, mâna sus. Așa, mergem mai departe cu rugămente ca domnul primar să ne prezinte punctul 3. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău. Doamne și domnule consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de solidarizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice, aferente serviciului de pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Prin adresele transmise de adis, Bacău numărul 2796 din 20-12-2017, respectiv numărul 36 din 8-01-2018, înregistrate la Primăria Comunei Bucium, sub numărul 5614 din 21-12-2017, respectiv numărul 117 din 8-01-2018, se solicită adoptarea unui hotărâri privind cuantum cotizația anuală la patrimoniul asociației aferentă anului 2018.
Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții al proiectului managementul integrat al deșeului în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1 miliard 100.000 de lei, 1 milion lei, pentru municipiul Bacău 600.000 lei, pentru municipiul Onești 100.000 lei, pentru municipiul Mănești și orașele Buhuș, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna 40.000 lei, pentru orașul Sălnic Moldova 10.000 lei, pentru comunele cu populație sub 3.000 locuitori 3.000 lei, pentru comunele cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori 5.000 lei, pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 locuitori 6.000 lei, pentru comune cu populație peste 10.000 locuitori 7.000 lei. Mai fac precizarea că OATB Bujum se încadrează în categoria comunelor cu populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, fiind obligată la plata unei cotizații în cuantum de 5.000 lei. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Bujum în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programelor de reabilitare, extindere și modernizarea sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme precum și a programelor de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificări și completările ulterioare și de articolul 16 aliniatul 3 litera din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. La populația care o avem, noi trebuie să dăm 5.000 lei. Mulțumim frumos. Așteptăm o răspuns de la domnul Tudor Florin. Răspunsul comisiei este afirmativ. Faptul că facem parte din această asociație, am văzut că au fost probleme în ședința trecută, trebuie să contribuim pentru că se creează un fond de dezvoltare. Asociația asta nu poate rămâne pe loc. Banii avem delegatul aici care semnează pentru banii care se strâng acolo. Nu există alte deturnări de fonduri sau alte lucruri. Ați văzut chestia cu Dărmăneștiul, acum au reluat strângea gunoaielor și la Dărmănești. Mâinești au fost amendați de două ori cu 5.000 odată și 12.000 odată pentru că au folosit altfel decât ce era adisul. Deci situația este foarte serioasă și problema de gunoaie și cum spuneam data trecută și domnul primar afirma și Dumnezeu a făcut gunoaie dacă nu le lua și ducea la bacă. Deci afirmativ este concluzia trasă de comisie. Mulțumim frumos! Cine este de acord cu acest punct? Cineva împotrivă, se abține? Nu. Atunci să dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 4. Să ne prezinte punctul 4. Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 31 din 11-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Doamne și domnule consilier, ca urmare a adresei numărul 9 din 10.01.2017 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, iar motivația urmează să vă prezint în continuare și anume. Master planul actualizat pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bacău a fost elaborat în cursul anului 2013 de către firma de consultanță SC Fitner Environment SRL și SC Inter Development SRL în cadrul proiectului de extindere și reabilitare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, finanțat prin post mediu 2007-2013 și a fost aprobat de Consiliul Județean Bacău prin hotărârea numărul 14/2015. În perioada 2013-2017, în județ au fost realizate investiții în domeniul apei și apei uzate prin intermediul post-mediu, PNDR, PNDL, bugetele locale și alte surse legal constituite, astfel încât pentru accesarea fondurilor europene prin POIM 2014-2020 s-a impus actualizarea acestei documentații. Actualizarea master planului este o cerință obligatorie și esențială pentru elaborarea și aprobarea documentației necesare accesării fondurilor europene prin programul operațional Infrastructură Mare, 2014-2020, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului POIM AXA Prioritară 3,
Obiectivul specific 3.2, dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată. Posibilitatea tuturor unităților administrative teritoriale din județ de aceasta, în perioada imediat următoare, diverse surse de finanțare pentru proiectele pe care le pregătesc și care nu au fost incluse în lista de investiții prioritare Master Plan aprobat în anul 2015. Master Planul a fost elaborat pe baza documentului intitulat IT, elaborare Master Planurilor pentru proiectele de apă și apă uzată. Conținutul acestui document este structurat pe două volume. Primul, conținutul raportului împărțit în 11 capitole, iar în cel de al doilea, regăsându-se anexele. Master Planul revizuit are structura recomandată de către AM Post Mediu și anume. Capitolul 0 reprezintă sumarul executiv al Master Planului. Capitolul 1 prezintă cadrul general al revizuirii Master Planului. În capitolul 2 este descrisă pe larg situația existentă având ca an de bază 2016. În capitolul 3 sunt prevăzute previziunile, estimările elaborate de către consultant pentru orizontul 2017-2047. Capitolul 4 reprezintă obiectivele naționale, regionale și județene în ceea ce privește alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate. Capitolul 5 se descrie opțiunile de investiții propuse, metodologia de evaluare a acestora și opțiunea recomandată. În capitolul 6 este reprezentată strategia la nivel județean cu privire la infrastructura de apă potabilă și apă uzată. În capitolul 7 este prezentat contextul și planificarea și planul de investiții pe termen lung actualizat. Sunt prezentați de asemenea parametri de proiectare, costuri unitare utilizate, etapizarea planului de investiții pe termen lung, costurile de investiție, costurile de operare și întreținere, programul de implementare pentru etapa a doua, 2014-2020, cerințele instituționale pentru implementarea acestora. Capitolul 8 include o analiză financiară și economică a măsurilor propuse. În capitolul 9 este propus planul de evoluție a tarifelor revizuit și o analiză a suportabilității acestora. Capitolul 10 prezintă programul de investiții pentru etapa a doua, prioritizarea investițiilor pentru această etapă 2014-2020, indicatori cheie al performanței. Capitolul 11 prezintă planul de acțiuni pentru implementarea acestei etape. Revizuirea și actualizarea masterplanului s-a realizat în cooperare cu ADIP, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Operatorul Regional SECE, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, și toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău. Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 31 din 11-11-2010, privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Mulțumesc frumos! Așteptăm un răspuns de la... Hai să modific o hotărâre. Comisia. Sper să fie de acord. Da. De la Comisia Juridică așteptăm un răspuns de la responsabilul Comisiei Juridice. Da, fiind o cerință obligatorie, după cum a precizat și menționat și domnul primar, membrii Comisiei au fost de acord cu aprobarea proiectului Master Plan. Da, mulțumesc frumos. Dacă are cineva împotrivă, mâna sus. Toată lumea este de acord. Trebuie invers, dar merge mai departe. Da. Bun. Domnule primar, toată o bună seara așa. Ne prezentați și punctul 5, vă rugăm frumos. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe rază de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes local sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia. În urma adresei transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2796 din 20-12-2017, respectiv numărul 33 din 801-2018 a DIS Bacău, s-a prezentat propunerea referitoare la adoptarea unei hotărâri privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Având în vedere prevederile contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Ministerul Mediului și Pădurilor, în vederea implementării proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și cunoscând prevederile documentului de poziție
precum și actul adițional numărul 1 și actul adițional numărul 2 la documentul de poziție, precum și prevederile planului anual al evoluției taxelor și tarifelor pentru proiectul SIM-MDS în județul Bacău, va fi beneficiarul proiectului devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociați. Ținând seama de cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Bucim în ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferite prin legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare și utilitățile publice, cu modificări și completări ulterioare, și de articolul 16 alineatul 3 litera din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalației de deșeuri în județul Bacău. Mulțumim, domnul primar. Așteptăm o răspundere a Comisia Juridică. Membrii Comisiei au avizat favorabil proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Da. Mergem mai departe. La punctul, o să punem la vot. Cine este de acord? Cineva împotrivă? Nu. Mergem mai departe cu punctul 6. Vă rog, domnul primar, că aveți cuvântul. Expunerea de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucim pentru anul școlar 2018-2019. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a primirii cărțului conform la proiectul de rețea școlară transmis de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin adresa numărul 12720 din 15-12-2017. După cum știți deja, în luna decembrie a fiecărui an, prima adresă de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care ne se solicită ca pe baza propunerii școli din comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. Ca urmare a acestei solicitări s-a transmis propunerea de rețea școlară, așa cum ni s-a comunicat de școala gimnazială Bucium, în sensul de a se menține aceleași unități de învățământ și pentru anul școlar 2018-2019. Ca urmare a transmiterii acestui răspuns, am primit avizul conform, urmând ca pe baza acestui aviz să se adopte o hotărâre de Consiliu în această ședință. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut în OMEN numărul 5472 din 07-11-2017 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Având în vedere cele precizate mai sus, rog analizare și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Da, mulțumim frumos. Așteptăm un cuvânt de la șeful Comisiei de Resort. Da, în urma studierii proiectului propus de către domnul primar, membrii Comisiei au fost de acord cu propunerea rețelei școlare pe anul 2018-2019, conform legislației naționale, realizată conform legii educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. Are cineva de spus? Domnul Tudor? Ca delegat în Consiliul de Administrație al școlii, trebuie să vă informez că în ultimul Consiliul de Administrație desfășurat la nivelul școlii, legat de această școală, s-a înaintat către inspectorat procesul verbal prin care la școala Dare Măuți se va desfășura pentru anul 2018-2019 învățământ simultan la clasele 5-6 și 7-8. Asta e informarea pe care trebuie să o fac ca fiind delegat al dumneavoastră în Consiliul de Administrație și școlii. Mulțumim frumos! Mai vrea cineva să ia cuvântul? Cine este de acord cu acest punct? Mâna sus. Abținere. Dăm drumul la următorul punct, care se numește punctul numărul 7. Domnul primar, aveți cuvântul. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune de interes local ce se vor desfășura de beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium în anul 2018-2019. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat
cu modificări și completări ulterioare, precum și normele metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum a fost aprobată prin hotărârea Guvernului României numărul 50/2012, propun Consiliului Local Bucium spre aprobare planul de acțiuni de interes local ce se vor desfășura în anul 2018-2019 de beneficiare legii 416/2001 cu modificări și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni pe care am considerat că le putem întreprinde și realiza cu beneficiar de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de propunerea, depunerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan. Drept pentru care, la propunerea acestuia, am completat vechiul plan și cu alte activități, de considerent, activități considerate ca fiind binevenite pentru comună. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie o obligativitate pentru Consiliul Local de acordarea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog, analizați și dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. Este vorba despre planul de acțiuni și să face. Cred că l-ați văzut, l-ați citit. E cam același ca anul trecut. Acțiuni normale, ce putem face cu cei de la ajutor social. Da, mulțumesc, domnul președinte. Cu toții știm că domnul Vițiu își face meseria cu o responsabilitate maximă, așa că membrii comisiei au aprobat planul de acțiune realizat și prezentat de către domnul primar. Deci proiectul este aprobat în favorabil. Da? Cine este de acord cu acest punct, mâna sus? Împotrivă, să abține cineva? Nu. Mergem mai departe la diverse. Deci punctul 8. Diverse probleme. Diverse. Dacă aveți probleme legate de probleme mâna sus, nu vă dau sunt cum. Probleme din sectoare. Dacă nu sunt, încheiem ședința. Deci, nefiind punctele la diverse, încheiem.